Mergem astăzi pe însoritul tărâm al Greciei și vizităm insula Santorini. Deseori identificată cu legendara Atlantida, e unul dintre locurile splendide care merită vizitat cel puțin o dată în viață. Odată ce ajungi în Santorini, privirea îți este atrasă de pereții de roci vulcanice de diverse nuanțe, perfect asortate cu albastrul pur al Mării Egee. Casele de un alb orbitor cu acoperișuri rotunjite par chilii săpate în lava pietrificată. Printre ele, străduțele mici și înguste duc spre magazine și taverne cu privire la mare. Capitala insulei, Fira, nu are plajă, dar compensează printr-un adevărat spectacol vizual fiind suspendată la aproape 300 de metri deasupra mării. Cei care doresc să se relaxeze la soare pot alege dintre numeroasele plaje care se află la distanțe decente față de capitală. Insula Santorini este destinația ideală pentru cei cărora le place viața de noapte. Numeroasele cluburi, baruri, cafenele de pe plajă sau din stațiuni oferă posibilitatea unor nopți de neuitat. Dacă vrei să-ți amintești de farmecul local din Santorini, vizitează Lios, în centrul orașului Fira, unde există o ofertă impresionantă de obiecte artizanale, broderii, diverse țesături confecționate manual, covorașe, vin și naut. Pe insulă prețurile sunt cam piperate pentru că locuitorii nu trăiesc decât din turism. De exemplu, o cafea la o terasă costă în jur de 4 euro. Santorini este unul dintre locurile reprezentative pentru mâncarea specific grecească. Datorită pământului fertil de aici, Santorini este renumită pentru legumele sale unice, cum ar fi vinetele albe sau roșiile sherry. De asemenea, insula este faimoasă și pentru vinurile sale.